Recititori, suntem în a 35-a zi de lectură asupra cărții Cel mai mic Bigfoot de Jennifer Weiner. Să continuăm! Dar știa când întinsese coarda suficient de tare. Se îndreptă de spate, curățându-și firimiturile de pe față și așezându-le frumos pe șervețele. Smeh, zise bătrâna mătușă Ieta, care era un cuvânt politicos al sprintenilor pentru... Să nu mai discutăm subiectul acesta incomod. Deschideți cadouașul! Mili desfăcu ambalajul și bătu încântată din palme, când văzu o colecție cu 6 episoade din Prietenii tăi. Putem să ne uităm la un episod? Doar la unul, spuse bătrâna mătușă Ieta, și se spune episod. Mili zâmbi, sări de pe scaun și o cuprinse pe mătușa Ieta din mijloc. Ieta se asigură că ușa era zăvorâtă și că nu era nimeni pe aproape, iar Mili așeză un morman de pernuțe pe podea, cântând și bătând din palme când începu melodia de pe generic. So no one told you life was gonna be this way. Dar era adevărat că nimeni nu-i spusese că viața ei avea să fie așa la nesfârșit. Putea să o schimbe, putea să-și controleze propriul destin, putea afla secretele care să-i permită să scape din micul ei sat și să iasă în lumea mare. Mili! La miezul nopții Mili deschise ochii. Părinții ei stăteau lângă pat zâmbind. Tatăl avea brațele pline de cadouașe ambalate. Mama avea prăjitura ei preferată cu morcovi și glazură de cremă de brânză, cu 12 lumânări aprinse în cerc pe margine. La mulți ani de noaptea numelui, șoptiră părinții ei, iar Mili zâmbi și îmbrățișară cât de călduros putu. Suflă peste lumânări, iar tatăl îi întinse prima cutie învelită în hârtie roz și alb, cu un cartonaj de la Amazon prins sub fundă. Mili făcu ochii mari, scoase cu grijă hârtia și cartonașul și le puse deoparte spre păstrare. Apoi deschise cutia și îi se tăie răsuflarea de bucurie. Ascunsă într-un nor de hârtie subțire, era o pereche de pantofi roșii strălucitori, pantofi de neîmblâniți, cu catarame de metal. Ca în film, spuse ea. Exact așa, mormăi Maximus. Părinții ei știau că văzuse vrăjitorul din Oz, pentru că în iarna precedentă, în timpul unui viscol care îi ținuse pe cei din trip zile întregi închiși în case, bătrâna mătușă Ieta pregătise o vizionare și servise popcorn și ciocolată caldă piticuților cuibăriți printre pernele și păturile de pe jos. Mili își amintea că Tuli prefuzase să se uită, iar Flori plânsese când neîmblânita cu față verde se prăfocuse că era vrăjitoare. Mili scoase picioarele la marginea patului, le atârnă deasupra podelei, apoi își puse pantofii care se potriveau perfect pe piciorul ei. Pe urmă, deschise o colecție grea și frumoasă, legată a poveștilor fraților Grimm, o colecție de cărți din seria Anne of Green Gables și o duzină de panglici cu roz, verde și albastru, pe care le putea prinde în părul de pe cap. Avea o cutie cu cireșe în ciocolată, o cutie cu caramele cu sare de mare și o casetă video, cam veche, cu sezonul 10 din Prietenii tăi, pe care părinții îi spuseseră cu fermitate că putea să urmărească doar cum bătrâna mătușa Ieta, fără să pornească vreodată de asta lui Tulip sau altui sprinte. Promit, promit, spuse Mili. Tatăl ei îmbrățișară, iar Septima zâmbi în felul ei timid, cu o mână dusă ca întotdeauna la gură. Mili bănuia că cineva îi spusese mamei ei când era foarte tânără că avea dinții urâți, pentru că de câte ori zâmbea, mâna Septimei se ridica mereu să-i acopere puzele. Mili merse între părinții ei pe poteca de ce ducea la marginea lacului, pentru scufundarea ritualică din noaptea numelui. Și acolo, simțind fericirea crescând în ea ca un balon, Mili început să cânte, la mulți ani de noaptea numelui meu, la mulți ani de noaptea numelui meu, la mulți ani de noaptea numelui meu. Drag Mil-le!
spuse Maximus, privind în jur ca să se asigure că erau singuri, iar Septima prinse cu degetele buzele lui Milin încet, dar ferm. Când o să fii lider, începu ea, trebuie să dai exemplu. Știi că vocile trec dincolo de apă? Dar nici măcar nu faceam gălăgie. Milin se strădui să nu ofteze, fiindcă nu-i plăcea sunetul irascibil și copilăros al vocii ei. Mai mult decât atât, ura nevoia permanentă de a face liniște, liniște nesfârșită, deși satul tribului se afla în mijlocul unei păduri nepătrunse, departe de cea mai apropiată casă omenească, cu pădure deasă pe trei laturi și un lac întins pe a patra. La mulți ani de noaptea numelui, spuse Maximus și întinse un penny. Puneți dorința! Mili ținu moneda strâns și închise ochii, mergând prin apă până se scufundă. Îmi doresc, se gândi, sperând cât putea de tare. Îmi doresc să urc într-o barcă și să vâslesc departe. Lăsă moneda să cadă pe fundul lacului și ieși din apă, scuturându-și blana, apoi merse spre părinții ei, care o priveau de pe mal. Nu tuturor sprintenilor le plăcea apa. Trupurilor lor, musculoase și blana deasă, împedicau să plutească sau să înoate cu ușurință. Dar Milly iubise lacul din totdeauna. Mică visătoare, spuse Septima, aplecându-se să-i dea fiicei ei un prosop și un sărut, iar tatăl o numi bucuria inimii lui, ceea ce a făcut pe Milly să simtă că i se umezesc ochii și că i se încleștează gâtul. O să fiu cu minte, promise ea în gând, o să fac ce-mi spun ei. O să fiu cine vor să fiu. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Ne vedem data viitoare cu ceea ce urmează. La revedere!